Te salut, Florin, 0-0. V-am văzut la final supărați pe brigada de arbitri pentru că în prima repriză ați avut un gol valabil pe care l-ați fi meritat. Bună seara. Da, am înțeles că n-ar fi fost o seară acea fază. Ce să zic? Sunt convins că n-a fost cu intenție, se întâmplă să mai greșească, dar în ultima perioadă am avut arbitraje bune, spre deosebire de începutul campionatului, când din nou au fost câteva probleme, văd că azi iar au fost probleme. Ce să zic? Sper să vină și la noi tehnologia aia odată, că am scăpat de toate scandalurile astea. Două meciuri, un singur punct, sunteți cu dorința de a prinde play-off-ul, se mai pierde din teren după astfel de partide. Da, zicem că la CFR, na, fiind vorba de CFR, nu aveam așteptări foarte mari de la meci, dar astăzi ne doream mai mult. Dar a fost foarte greu și condițiile terenului au fost foarte, foarte urâte. Mai ales a doua repriză pe partea noastră, am suferit mult pe construcție din cauza asta, parcă alergam pe biscuiți. Nu știu când vom avea odată terenuri peste tot terenul ca lumea, să nu mai avem, ne riscăm și să ne accidentăm. Da, voi din păcate ba veniți aici și la Clinceni sunt, e un dezavantaj pentru că voi vreți să jucați fotbal și nu reușiți. Încă noi jucăm acasă aici și noi acasă aici, noi n-am câștigat niciun meci încă, adică e clar că e ca și cum n-ar fi acasă. Noi jucăm în deplasare și acasă și în deplasare. Vă mulțumesc mult, multă baftă. Mersi mult.